benchmarking specialist în cadrul de KPI Institute. Ea este prezent responsabilă de primul proiect de benchmarking derulat de către de KPI Institute, în cadrul căruia se oferă o analiză comparativă a spitalelor din Consiliul de Cooperare al Golfului. Andrada Ghiță va susține astăzi prezentarea benchmarking, un element cheie în management. Da, mulțumesc, Caterina, și bine ați venit. Pare bine că am ocazie să susțin prima prezentare din partea companiei noastre. Da, așa am fost am fost angajată pentru începerea unui proiect de benchmarking, care acum este inclus de derulare. Dacă avem timp, o să încerc să vă povestesc despre asta, dacă nu, o să merg în continuare cu o scurtă prezentare a companiei noastre. După cum observați și aici, avem câteva resurse online, la materialele noastre. În partea dreaptă sunt informații de contact, aveți contactul meu. Mă puteți contacta oricând pentru întrebări legate unde de prezentare, ci și pentru alte întrebări referente domeniului nostru. Câteva cuvinte despre noi. Viziunea noastră ar fi să schimbăm lumea, da? Ne vrem ca oamenii să devină mai fericiți și să avem organizații frumoase, unde oamenii să acționeze într-un mod etic. De asemenea, avem mai multe valori pe care le promovăm, sunt valoare adăugată, cel mai bun know-how, bun simț, date și fapte și eficiență, iar misiunea noastră ar fi stabilirea integrării performanței ca și disciplină, prin cercetare, prin programe educaționale și prin publicații, care sunt cei trei piloni care le reprezintă pe noi ca și organizație. Dacă ar fi să vorbim de cifre, ceea ce privește de KPI Institute, vedeți, lista este lungă, o să încep să trec repede peste ele ca să nu vă plictisesc. Avem trei birouri. Noi oferim training pe 5 continente. Avem 10 ani de cercetare, experiență și 11 organizații globale, partenere. 20 de țări în care am implementat programe educaționale și, de asemenea, avem 31 de angajați. Am avut o creștere foarte rapidă a echipei, de care suntem foarte mândri. Da, și ar fi 117 rapoarte de cercetare pe care le-am publicat, aproape 500 de ore de training pe care le-am livrat, peste 20.000 de exemple de indicatori de performanță pe care am publicat pe website-ul nostru, baza noastră de date. Avem aproape 30.000 de companii înregistrate și 73.000 de membri în comunitățile noastre online. Și în ultimul rând, aproape, mă rog, mai mult de 650.000 de profesioniști care au vizitat smartfeedplay.com. Să trecem peste puțin peste fiecare dintre aspectele prezentate anterior, referitor la cercetare. Aș vrea să vă amintesc încă o dată de smartkpis.com, care este un catalog online cu exemple de KPIs din mai multe ale funcționale și industrie. Purposeful Identity, la fel un catalog online și Integrated Performance, o platformă online pentru ridicarea cunoștințelor de management al performanței la mai multe niveluri. De asemenea, Balance Scorecard Review, TKI e-learning, un platform online care conține resurse adiționale pentru cursurile pe care noi le livrăm, și Performance Magazine, unde veți putea accesa la fel articole din alte diferite, dar toate referitoare la managementul performanței. Aici puteți vedea publicațiile noastre, rapoarte din mai multe de funcționale și mai multe industrie. Educație, a treilea pilon ar fi cel mai important aspect de menționat, ar fi cursul nostru de certificare de profesionist sau practician indicator cheie de performanță, care este cel mai important curs pe care îl livrăm noi, cel mai important training. De asemenea, putem să ne axăm și pe alte departamente sau ale funcționale, cum ar fi resursele umane sau aprovizionarea logistică. Aici puteți vedea câțiva din clienții noștri, evident selectați pe diverse industrii. Avem clienți de producție, servicii, retail, instituții financiare, logistică, construcții și piață imobiliară, utilități și transport. Evident, lista de clienți foarte puțin. Acum este timpul să-mi încep și o prezentare.
expertiza noastră. După cum am spus la început, o să vorbesc despre benchmarking, care este o nouă are de expertiză a companiei noastre. Am pregătit o agendă simplă pentru astăzi. O să încep prin a vorbi despre istorie, adică cum a fost, de fapt, inițiat benchmarking-ul, apoi puțin despre concept, despre bazele lui, despre cum se realizează un proces de benchmarking ca într-unei companii, dar și de bune practici. Adică care sunt companiile care excelează, de fapt, în lucrurile. Am trei exemple. Da. Am ales un început al prezentării puțin mai haios, pentru că nu deranjează pe nimeni, dar știam că se fie la ora destul de târzie și atunci am spus că nu vreau să vă plictisesc. Da, deci benchmarking-ul are o istorie lungă. Și de ce spun asta? Pentru că oamenii, de fapt, întotdeauna au încercat să își cunoască poziția care apar cu ceilalți oameni prin comparare cu ceilalți oameni. Așadar, pe de lungul timpului, oamenii au început să inventeze mai multe metode de comparare. Acestea au fost numite sporturi, bătălii sau concursuri. Mergem mai departe cu conceptul de benchmarking. Ideea este că să comparăm este foarte folositor în toate domeniile. Dar ce trebuie să ținem minte este că atunci când facem o comparație, lucrurile pe care le comparăm trebuie să fie comparate. De exemplu, putem să comparăm un măr cu un măr. Dar niciodată un măr cu o căpșună. Pentru că ele nu sunt comparate. În mediul de afaceri este oarecum asemănător. De fapt, este foarte important pentru companii să-și cunoască permanent poziția lor, comparativ cu celelalte companii care activează în lume. Iar atunci când o comparație este făcută într-un mod corespunzător și corect, avem de-a face cu fenomenul cu un tool care se numește benchmarking. De fapt, benchmarking, pe scurt, se referă la a învăța de la din cele mai bune practici sau de la cei mai buni competitori. Ca să mergem un pic mai departe, o să vă explic, de fapt, ce este benchmarking-ul în viziunea specialiștilor. Evident, există foarte, foarte multe definiții în ceea ce privește benchmarking-ul, dar eu am ales două definiții. În general, este vorba despre un proces sistematic de a căuta și a introduce în organizația ta cele mai bune practici. Este un specialist în domeniu care spune că, de fapt, benchmarking-ul a văzut 5 faze de-a lungul timpului. Este vorba de prima fază care se vede la început foarte de mult, adică acum mai bine de 60 de ani, care se referă la inginerie inversă. Apoi avem de face cu un benchmarking competitiv, apoi cu un benchmarking de proces, strategic și un benchmarking global, de a vedea cu globalizarea și conceptele de benchmarking s-au schimbat. Mergem mai departe, aș vrea să vă aduc în față o companie care, de fapt, a instaurat cele mai bune practici și care a reușit să pună bazele benchmarking-ului să arate cât este de important. Prin benchmarking, Xerox a devenit o organizație de clasă mondială. La un moment dat, ei se aflau într-un moment foarte greu, în care erau foarte aproape de faliment. Și atunci, trebuiau să ia opțiuni foarte rapide și s-au gândit la o soluție care ar putea să le ridice lor profituri și să nu din această situație. Și au transformat benchmarking-ul competitiv, un benchmarking non-competitiv. Am început să se compare cu celelalte organizații și au văzut că ei au nevoie să dezvolte practici superioare din cele mai bune practici. Astfel, dintr-o situație destul de grea care era pe vremea aceea, a devenit o companie care a câștigat premiile Malcolm Bell International Quality Award, care era cel mai înalt premiu de calitate, și, de asemenea, European Quality Award. De atunci a început să ruleze mai multe studii de benchmarking și a avut un număr de peste 200 de proiecte. Pe lângă aceasta a dezvoltat și o metodologie în 10 pași, pe care, de fapt, toate procesele de benchmarking în ziua de astăzi se bazează.
Această metodologie constă în mai multe etape, care încep prin a planifica. De fapt, când noi vrem să începem un studiu de benchmarking, trebuie inițial să identificăm ce trebuie să comparăm. Apoi, după ce identificăm ce trebuie comparat, automat trebuie să identificăm care sunt companiile care sunt comparabile, care ne pot ajuta, la care sunt punctele de referință. După aceasta, trebuie să determinăm ce metode de colectare a datelor sunt potrivite nouă și să colectăm aceste date. În următoarea etapă de analiză, vom determina care sunt lacunele de performanță și se vor proiecta următoarele nivele de performanță. Apoi urmează faza de integrare. Aici trebuie comunicat rezultatele în fața unui board de management și apoi trebuie acceptate aceste rezultate în vederea stabilirii țintelor următoare. Când acestea sunt aprobate, atunci putem, noi ca și companie, să implementăm un anumit plan de acțiune și să implementăm anumite acțiuni. După care, evident, să recalibrăm modelul acesta arată că, la un anumit grad de maturitate, noi vom avea o poziție de leadership și vom avea practici integrate în procesele noastre. Bune practici, evident. Puțin mai departe, o să mergem să ne axăm pe procesul de benchmarking. În cazul în care nu ați înțeles tot metodologia, o să mai insist un pic asupra procesului. Care ar fi cuprins în patru etape principale. În primul rând, trebuie să definim scopul. Trebuie să definim scopul, care este, de fapt, faza incipientă. De ce vreau să fac studiul de benchmarking? Care este scopul meu? Apoi, faza de comparație, da? De identificare sunt variabilele, cu cine mă pot compara și cum colectez datele. Vorbim de benchmarking calitativ pentru că este analiză calitativă. Apoi, faza de analiză a datelor, a rezultatelor mele, după care, evident, urmează îmbunătățirea și implementarea. Pentru că, de fapt, de asta fac studiul, da? Puțin despre fiecare. O să încerc să trec foarte repede peste ele, ca să nu mă plictisesc. Da, deci în etapa pregătitoare ar fi identificarea problemei și apoi selectarea unei persoane de benchmarking. Evident, mâna în mâna merge și alegerea echipei de benchmarking, dar este lucru care trebuie foarte bine pus la punct. Trebuie să avem o echipă clar stabilită, cu task-uri bine definite. În fază de comparație, trebuie să identificăm exact ce ne interesează pe noi, care sunt indicatorii care vor veni comparați. Apoi vom analiza datele și vom putea să tragem concluzii. Care sunt cele mai bune eficiențe și care sunt cele mai slabe. Evident, ne va interesa să ajungem cât mai aproape de cele mai bune. În fața de analiză vom analiza, evident, procesul și vom încerca să derivăm, da, cele mai bune practici. Iar în ultima fază vom aduce în evidență măsurile de îmbunătățire, le vom pune în aplicare, urmând să le monitorizăm constant. Ca să vedem exact ce progres, da? Ce rezultate avem ca și echipă. Cred că am intrat prea mult un pic în teorie. Tocmai de aceasta o să vă prezint câteva bune practici în benchmarking, în cazul în care nu v-am convins până acum cât de important este. Am ales trei companii care vin din trei industrie diferite. Din aviație, din automobile și din industria IT. Acum stau și mă gândesc că poate fi tehnice, dar sunt la bază inginer și poate de aceea am zis de bine despre partea de inginerie. Ok. Hai să începem cu Southwest Airlines. Da. De fapt, în cazul în care nu știați, benchmarking-ul este strategia care este cea mai folosită pentru creșterea performanțelor în aviație, dar și în aeroport, în toate aeroporturile din lume. Southwest Airlines este o companie de aviație care a fost fondată în anul 1960 și care în ziua de astăzi este una dintre cele mai profitabile companii de aviație care există. Cum au realizat ei acest lucru? Cum a
au ajuns o companie de top. În primul rând, îi spun că se focusează foarte mult pe clienți, da? Pe trei clienți este cel mai important. De asemenea, și-a dat seama în timp, la un moment dat, un profitul lor era foarte scăzut, ce ar putea îmbunătăți la procesele lor. Și după o analiză îndelungată, și-a dat seama că time management, adică managementul timpului, este foarte important. Așa că au avut o abordare mai, să zicem, diferită față de alte companii care fac benchmarking, pentru că și noi am vorbit mai devreme că, de fapt, benchmarking, te compari, trebuie să te asiguri că elementele care se compară sunt comparate. Ei, ceea ce a făcut NASCAR, ceea ce a făcut Southwest Airlines, a fost un pic comun, ei s-au comparat cu NASCAR. De ce? Pentru că ei sunt foarte bine cunoscuți ca fiind o organizație care se specializează, da? Care se axează pe managementul timpului foarte mult. Așa că au studiat exact care sunt elementele care oferă organizației sau echipei NASCAR un timp al managementului foarte bun. Și ce au observat ei? Au observat că angajații sunt foarte, foarte bine, au foarte un training foarte bun, da? Au abilități foarte bune. Pe lângă asta, fiecare om din echipă știa exact care este task-ul lui, ce trebuie să facă într-un moment determinat. Apoi, ceea ce vrea toată lumea este să aibă un rezultat final excelent. Adică toată lumea participa la munca în echipă și se dedica muncii în echipă. Astfel, Southwest Airlines a aplicat rezultatele studiului pe NASCAR și în cadrul companiei lor. Și a ajuns o companie de top de aviație în ceea ce privește managementul timpului. Unele dintre elementele care le-au, să zicem, introdus a fost limitarea volumului de bagaje pe care îl verificau. Dacă până atunci verificau absolut toate bagajele sau proporții destul de mare, au spus, ok, o să limităm acest volum de bagaje de verificat. De asemenea, au configurat nava într-un mod mai optim, în sensul, nu știu, în engleză, este un termen near uniform configuration, adică să fie exact lângă echipament. De asemenea, au optimizat foarte mult procesul de îmbarcare și au obținut rezultate foarte bune. Astfel, ei au devenit de la o companie normală, o companie punct de referință în aviație, ca și performanță. Următorul exemplu este PV. Da, în general, în industria automobilelor, de ce am fi interesat să facem benchmarking? Pentru că, în primul rând, trebuie să inovăm în ceea ce privește designul și funcționalitatea unei mașini. Astfel, studiile de benchmarking sunt foarte folositoare și acest lucru a fost demonstrat de Ford în anii 80. Ford în anii 80 a vrut să scoate un nou model pe piață, modelul de output, și avea nevoie să-și crească profitul prin acest model. Nu avea voie să fie un eșec. Astfel, s-au gândit, ok, ce putem face ca să fim siguri că va fi un succes real. Haideți să facem un studiu de benchmarking. Așa că au luat mai mult de 50 de modele de mașini pe care le-au analizat și au scris mai mult de 400 de funcționalități pe care le-au comparat. Într-adevăr, modelul Taurus a fost un succes și acum, făcând trecerea spre zilele noastre, în zilele noastre, deci punctul de referință sau top pentru modelele sedan este BMW seria 3. Este, de fapt, un punct de referință încă din 2007 și a avut multe ocazii să fie contracarat de alte companii, dar a rămas pe poziție. Care ar fi caracteristicile deosebite de la BMW? În primul rând, este vorba de motor. Dar aici, când vorbim de caracteristici deosebite, automat mă refer la ele ca și puncte de referință pentru competitori. Se vorba de motor, de manevrare ușoară, de un interior spațios, de un sistem de economisire a combustibilului și de sistemul de suspensie. Bineînțeles, este sunt doar câteva dintre aspectele cele mai importante care fac pe BMW Serie 3 să fie o mașină de top.
În general, pe ce se axează ei este pe confort, pe eficiență și pe calitate înaltă. Da, și ultima companie pe care aș vrea să vă aduc în revistă este Hewlett Packard sau HP. Așa. Da, în general, în companiile de IT este foarte important să facem benchmarking, pentru că în acest fel asigurăm cumva transferul, da, cunoștințelor în acțiuni și proiecte fezabile. Știm cu toții că IT-ul este un domeniu, o industrie, da, un domeniu foarte emergent, se schimbă foarte rapid, foarte dinamic. Deci, benchmarking este considerat ca și strategie de top și în IT. Hewlett-Packard este o organizație care a fost fundată în anii 1930 în Palo Alto. Inițial a fost începută ca o afacere care aveau echipamente de testare electronică, după care și-a dezvoltat domeniul de expertiză. Iar în zilele noastre este cea mai mare companie producătoare de software și hardware, dar și care oferă servicii în acest domeniu. Ei folosesc benchmarking în mod regular și puteți să găsiți această informație peste tot. Vă spun tare și justificat, pentru că este foarte important. Chiar și în studii de ceea ce privește ambalajele lor. A fost un timp în care ei își doreau scăderea costurilor, dar nu de la produselor lor, ci și în ceea ce privește costul ambalajelor. Ei consideră că ambalajul este foarte important chiar și ca și imagine, dacă pe client. Așa că au dezvoltat și ei companie în un proces de benchmarking. Este foarte asemănător cu ce v-am arătat mai devreme, de fapt este un proces, să zicem, destul de clasic, care pornește la planificare, urmează colectare, analiza datelor și apoi adaptare. În general, ei zicem că au implementat mai multe tipuri de puncte de referință sau benchmarks, dacă în principal o să găsiți acest termen, nu prea găsiți în românești neapărat, dar am încercat să traduc. Ca și tipul de referință ar fi de performanță pentru HP și de eficientizare a energiei. Aici putem vorbi despre planificarea resurselor companiei, iar în al doilea caz de gestionare a energiei. O să mă duc spre concluzii. Dacă aveți întrebări, dacă nu, aș vrea să vă prezint câteva din avantajele și dezavantajele benchmarking-ului. Cred că asta poate să stea, de fapt, în loc de concluzii, pentru că v-a fost până acum prezentat procesul, care sunt bazele, cum a pornit benchmarking-ul, cum folosesc unele companii benchmarking și așa mai departe. Dar, ca orice strategie folosită în companii, sunt dezavantaje și dezavantaje. Da. În principal, da, ca și concluzie, ar trebui să folosim benchmarking ca să înțelegem cam cum ne situăm noi în raport cu celelalte companii, să înțelegem competitivitatea. De asemenea, este un lucru vital dacă vrem să ne îmbunătățim performanța în organizația noastră și dacă vrem să monitorizăm într-un mod corect. Ca și dezavantaj, ar fi că nu este neapărat orientat spre client. Da? Deci este o strategie mai mult orientată spre area noastră funcțională, spre propriile organizației noastre. Acum, exemplele care vi le-am dat sunt chiar bune practici. Ați văzut că și în cazul Southwest Airlines și în cazul Hewlett-Packard, ei cumva se orientează și spre client, chiar și BMW, dar de obicei, okay, în funcție de tipul de benchmarking care alegem să-l facem, de obicei nu este neapărat, nu este obligatoriu orientat spre client. Acestea sunt referințele și, da, vă mulțumesc și aștept întrebările. Are procesul ăsta în implementarea Blacklist, în contactul
contribuția asta, dar cum să fac? Mă gândesc că ar trebui să aibă succes cum e o traducere de criterii de evaluare, în general, fiecare în afasă, cum e capra vecinului, ca să zic așa, trebuie să aibă un succes nebun. Da, știu că trebuie să aibă un succes nebun. De fapt, din păcate, nu este un domeniu foarte tare dezvoltat cu domeniul ăsta de personal. Sincer, deci nu este foarte, foarte des folosit. Nu știu, la nivel de România, am spus că, de fapt, dacă Priem a avut în prezentare un slide în care arăta cam care sunt tool-urile folosite de analiză și așa mai departe, am văzut că ultimul analizat, dacă nu știu, era 2012, pe cea era pe 4. Dar, din păcate, nu știu dacă voi ați văzut, am văzut că a fost la un moment dat scădere. Acum, ideea este cu benchmarking-ul că este un proces destul de greu. Deci trebuie să ai o echipă care se ocupă de asta, trebuie să dedici foarte mult timp, sunt foarte, foarte multe resurse necesare. Nu am intrat în detalii, dar de obicei ne-au spus de benchmarking, nu ne referim doar la colectare de date. Ne referim și la vizite, da? Deci pot să mă duc în vizite la companii, pot să iau interviul persoanelor din management și așa mai departe. Este un proces destul de complex, care necesită timp și bani, în funcție de cât este dispus fiecare organizație să aloce, da? Acum, nu știu cât de mult succes are în România, să spun sincer, sper să aibă de acum încolo, pentru că noi tocmai am despre o expertiză de benchmarking. Da, sperăm că, da, că să fie de succes. Ia încredere, da. O să vorbim în câtva timp și eu să spun dacă au succes sau nu. Să fie mult. Mulțumim. Mai există o altă întrebare, vă rog. Care sunt mai multe, de asta să mă gândesc bine. La cea mai mare, alegerea partenerilor de benchmarking și asigurarea că aceștia cooperează. Pentru că, de fapt, analiza datelor și mai departe nu este neapărat o știință extraordinară, dar faptul că tu trebuie să alegi anumiți parteneri de cooperare și ei să-ți furnizeze datele, să colaborați, cred că este chestie de finanță, de un business și ține de ideea ce mai timp și o provocare destul de mare. Acest gen de analiză nu necesită o analiză în raport cu concurenții neapărat. Și s-ar putea ca nici să nu fie cea mai bună raportare. În mod normal, asemenea analiză trebuie să găsești cel mai bun exemplu de practică, nu neapărat din industria ta, ci din industrie care poate a găsi soluții mult mai bune. Deci ar putea să fie foarte interesant să faci o analiză de benchmarking, dacă tu ești în industria automotive, comparativ cu o firmă care lucrează în industria vechi în care, cu totul la profil, dar unde există procese interne similare, și pe care ei poate, cu alte sisteme de management, au găsit soluții mult mai bune și mai eficiente de a le aporta. Aici intervine comparabilitatea. Da, exact. Eu am pus un tipicat în industrie de benchmarking, nu din industrie diferite, ci din industria noastră. Și cea mai mare provocare a noastră a fost să găsim o comparabilitate a datelor. Chiar dacă eram în aceeași industrie și noi am intrat în niște procese oarecum standard, procese suport, gen HR, financiar, administrativ. Și am avut un cer de suspectă mai multe parte din proiecte adevărate, tehnic de definirea KPI-ului din care se compară. Deci, pentru fiecare, același lucru, practic, însemna altceva sfat. Cât din punct de vedere al procesului din spate, cu ce din realitate, efectiv. Și a fost da, și că și noi, la companie de stres, și noi am avut o problemă, pentru că sunt destul de puține companii în sistemul ăsta care fac strict același obligativitate ca al nostru, dar în plus să aibă și tipul de business al nostru, în sensul de grup internațional, și am făcut un fel de benchmarking combinat de transferul noastră cu așa, de prețuri de transfer până în procesul de prețuri de transfer, ne-a trebuit și ar trebui să, efectiv, să ne comparăm cu
companii din alte industrie, ceea ce făceam oarecum recupere. Comparam, dar chiar ne trebuia, pentru că, apropo de finanțe și de declarații, chiar ne trebuia un astfel de oasă de comparație. Și de multe ori ne vine greu, pentru că sunt destul de puține. Noi facem proiectare navală, strict proiectare, deci nu e și proiectare și construcție. Și suntem un grup internațional și la fel. Și siguranța că am un succes. N-aveam încotro, cred că am fost trendsetter în zona, adică, ca să zic așa, că nu. Ok, am înțeles. Dar puteți să vă dau și lucrurile așa exact cât, dacă mai avem timp. Mai avem circa 4 minute. Circa 4 minute. Era trebuie ce spune ea, a trebuit ceva, așa că a venit o idee. Într-adevăr există și, este folosit, să zicem, și benchmarking-ul intern, care nu e în aceleași companii. Sau, de exemplu, dacă avem, dacă se vorbe despre o multinațională, da, cu oficii din mai multe țări, se poate realiza cumva o comparație a departamentelor între aceste, să zicem, locații. Dar, ce este foarte greu la benchmarking-ul intern este că este competiție între departamente și între locații și de foarte, foarte multe ori acesta poate să cumva să aducă alte sentimente negative, dacă alte planuri. Și atunci, cumva, benchmarking-ul intern, într-adevăr, este mai la de mână, dar este, să zicem, nu atât de favorabil din alte puncte de vedere. Da. Asta ca și o completare. Dacă aveți și alte întrebări. Dacă nu a fost ales, de fapt, trendsetter-ul în benchmarking, Ford, până la urmă, Fordul a avut procesul de just-in-time delivery, care înseamnă că niciodată n-au magazile cu stocuri, tocmai pe un benchmark făcut cu California Pizza. Conform cu California Pizza. California Pizza avea o reclamă în anii 60-70 în care ei puteau să livreze o pizza caldă în maxim 30 de minute de la cort, de la comandă, dacă nu, ei își asumau faptul că îți mai dădeau încă pizza gratis. Da. Și asta a fost trendsetter în industrie, în industriile americane de comparație intra și extra industrie. Și practic e și motivul pentru care s-o merg către alte benchmark-uri în aceeași industrie. În primul rând pentru că procesele interne, HP versus IBM, Ford versus Toyota, sunt complet diferite ca să-l dau licitatea lor. În schimb, lucrurile noi vin de cele mai multe ori în comparație cu alte industrie. Da. Și acolo vin, până la urmă, inovațiile în procesele interne. Da. Și, cum mai putea să transpui asta? Și cred că dumneavoastră, ca și mine, doriți să vedeți genul de discuții
panelul care va urma și vă invit să participați și atunci, ca și acum. Vă invit să mulțumim domnișoarei Andreea Ghețe.